Salutare și bine ai venit la un nou video aici pe canal. Astăzi este un video educativ, un video de informare cu FIFA, FIFA 23. În ultimii ani, cred că și pe tine, cum m-a dezamăgit și pe mine și cum ne-a dezamăgit pe toți, FIFA tot rămâne același joc, cu aceleași probleme, cu aceleași probleme nerezolvate. Și nu, parcă nu ne mai vine să dăm banii pe care îi dăm pe el. Așa că n-ai altceva ce să faci decât să cauți alternative. Să cauți alternative la un preț mai mic, la un preț mai bun, la avantaje mai multe. Ce-i drept? Ultimate Edition-ul de la FIFA și de anul trecut și de anul ăsta pare să vină cu ceva avantaje. Pare să vină cu avantaje chiar decente. Hai să vedem despre ce e vorba. Anul acesta pentru Ultimate Edition primește așa, bineînțeles, 3 zile acces. Ai chestia aia de îți poți descărca și varianta de PS4 și varianta de PS5. Deci dacă ai un prieten care joacă pe PS4 iar tu ai PS5, poți să te joci și tu cu el. Bineînțeles, ai acest untradeable once to watch. As always, 4600 de FIFA points, care chiar sunt folositori la început pentru niște drafturi. Ai untradeable team of the week, first team of the week. Bineînțeles, ai ambasadorul Kylian Mbappé. Ai acest foot ambassador long player pick și ceva în career mode homegrown talent. Neinteresant. Însă ai untradeable FIFA World Cup Hero item pre-ordered dacă îți faci pre-order înainte de 21 august, ceea ce, bineînțeles, eu am făcut. Aia, nu am cum să mă abțin, să nu fac acest lucru, plus că e ziua mea și atunci mai primesc un cadou, una, două, trebuie, se întâmplă, asta este. Și acum vine chestia mișto. Dacă îți iei Ultimate Team direct din meniul din FIFA, ai acel 10%. Deci nu este 89 de lire, este 80-99. Ok, bun, este chiar ok. Cred că e 89-99 aici și cu ăla 10% e 80-99. Perfect. Dacă ai și EA Play, se mai scade și de acolo și este un 72 punct ceva. Dar mai vine o chestie. Pe acest site, pe cdkeys.com, găsești wallet-uri, găsești carduri mai ieftine decât valoarea lor. De exemplu, eu mi-am cumpărat cardul pentru 80 de lire, 80 de lire la prețul de 82 de euro, nu 95 de euro de fapt. Deci la lire, dacă le luăm, îți cumperi 80 de lire cu 69. Îți iei acest gift card. Bine, eu sunt pe UK. Dar poți să -ți selectezi orice altă regiune. Te-aș sfătui totuși să dai un Europa și UK, pentru că pe mine nu m-a lăsat, fiind pe în momentul ăsta în Germania, nu m-a lăsat să iau acel de UK. A trebuit să apelez la un prieten care stă în UK să mi-l cumpere, să-i trimit banii pe Revolut. Un pic cam complicat. E simplu, îi dai cu PayPal, ți-l comanzi, primești codul pe mail, l-ai băgat frumos în PS. Ideea e, de exemplu, eu luna asta, nu știu cum s-a făcut, nu pot să-mi explic, am primit la EA Access ofertă pentru prima lună de 0,99 lire, adică o liră. Bun, chill, nice, eu am 80 de lire, deci este foarte ok pentru mine. Am luat-o, am băgat codul cu 80 de lire, am cumpărat EA Access cu o liră, am mai rămas cu 79. Am cumpărat FIFA cu 72 de lire, hai 73, deci am consumat 74 de lire din cei 80, deci am mai rămas și cu 6 lire în cont. Deci practic cu 69 de lire
am cumpărat produse în valoare de 74 de lire și mi-au mai rămas și 6 lire în store. 8,5 40, 7,56 și cu 40 mâncava 9,6 milioane. Eu zic că am făcut o afacere ceva mai bună, ceva ce te poate ajuta și pe tine. Intră pe CD Keys și fă ca mine. Cumpără un gift card cu o valoare mai mare decât dai tu bani pe el. Bagă în PlayStation gift card. Cumpără EA Access sau EA Play, cum se numește acum. Cumpără-ți FIFA mai ieftin cu aproape 18 lire decât prețul inițial. O reducere de 100 de lei cât că este binevenită. Până data viitoare, până la următorul video, nu uita să apeși pe butonul de subscribe, să dai și un like. Intră pe Discord, ai aici QR codul. O să vezi meme-uri, discuții între noi, cu noi. Să fie fain, să fie bine, să nu fie rău. Te-am pupat, ai grijă de tine și nu uita, joacă FIFA, că nu vrei să fiu eu mai bun decât tine. Hai, te-am lăsat, spor!